you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine. Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă mulțumesc pentru mesaje, pentru faptul că mă urmăriți și încercați zi de zi să fiți alături de mine. Bun, o să mergem astăzi mai departe cu proiectul nostru Top 100 Criptomonede cu HBAR, un proiect foarte puternic, foarte interesant, imediat o să vă povestesc despre el, dar vedem ce o să facă și Bitcoin. De ce? Am două vești pentru Bitcoin, una bună, una rea. Presupun că vrei să încep cu cea bună și la sfârșit să vă spun pe cea rea. Da? Și acum, haideți să vedem ce credem noi că va face. Mergem pe chart-ul cu Bitstamp. Da? Și haideți să vedem ceva foarte interesant. De exemplu, din uitându-ne un pic în istorie, da, în trecut, o să observăm de când a avut primul bull market, de la 100 de dolari până la 1000 de dolari, a avut nevoie de 241 de zile. Da? Apoi, de la 1000 de dolari, deci topul cât a fost, până la următorul bull market, da, a avut nevoie de 349 de zile. Da? Acum, în prezent, haideți să dăm un pic pe un time frame mai mare ca să putem vedea, observăm că cu cât trec anii, este nevoie de cât mai mult timp. Da? 241 am avut nevoie la prima dată să facă de la 100 la 1010x, apoi de la 2000 la 20.000 încă 349 de zile, acum de la 40.000 până la 400.000, adică 10x, în momentul de față avem deja, haideți să vedem câte zile avem, 2 secunde, avem deja 490 de zile. Da? O să vedem dacă, vedeți, tot timpul a fost diferență 100, 240, 349, acum să vedem dacă este, deja sunt 490 de zile, da? Să vedem dacă vor să fie 500, 600, de ce? După cum vedeți, de fiecare dată a crescut cu, nu știu, poate să fie 100, poate să fie mai mult. Da? De ce? Fiindcă cu cât intră mai mulți oameni în piață, cu atât e nevoie de timp, da? Și cu atât e nevoie de răbdare. Încă o chestie foarte interesantă. După cum spuneam, piața seamănă, totul seamănă, dar nu este identic. Da? Țineți cont lucrul ăsta. De ce? Niciodată nu o să fie un algoritm perfect care o să repete în continuu. Nu. O să fie mici diferențe de fiecare dată. Iar lucrul ăsta ar trebui să-l țineți cont de el. De ce? Pentru că tot timpul trebuie să învățați lucruri noi, tot timpul vă loviți de lucruri noi și tot timpul trebuie să fiți deschis la nou. Da? Bun. Asta a fost vestea bună. Da? Vestea rea este o veste rea. De ce? Haideți să vă spun de ce. De exemplu, îmi spunea ieri cineva pe canalul de YouTube, în comentarii, că ăsta ar fi un flag, da? Un stag. Este orice este posibil, da? Și dacă ar fi un stag, eu am mai spus și eu lucrul ăsta acum mult timp, da? Dacă ar fi un flag, da? Inclusiv și aici l-am spus. Problema este în felul următor. Cum se măsoare un stack? Păi se măsoare exact așa. Da? Și dacă ăsta ar fi un stack și ar rupe în partea de jos și n-ar ține suportul, am avea o corecție fix la 20.000, exact cât vă spuneam că este următorul target. Da? Deci fix la 20.000. Da? Vedeți? Deci fix la 20.000 s-ar opri. Clar, da? Dacă s-ar lua în calcul steagul ăsta. Ceea ce înseamnă o corecție din momentul de față nici mai mult, nici mai puțin de 50%. Ceea ce ar însemna
uitându-ne pe BLX, exact zona pe care v-am spus eu. Da? Ia uitați. Și ar avea de aici din vârf 70% corecție, dar, repet, eu nu cred că se va întâmpla locul ăsta, mai sunt șanse mult mai mari să meargă la 400.000 decât la 20.000. Foarte mulți oameni pe asta mizează. Dar eu spun că sunt șanse mult mai mari. De ce? Gândind-o logic, de fiecare dată prețul trebuie să meargă mult mai sus ca să aibă de unde cădea. Foarte mulți oameni nu înțeleg că în spatele fiecărui trade există o logică, da? Și o logică pe care omul de rând nu poate să o înțeleagă. Da? De ce? În primul rând, se mizează pe lăcomie. Da? Orice trade se mizează pe lăcomie. Da? Gândiți-vă că dacă ai fi o balenă și ai cumpăra aici și ai vinde aici, logic ai cumpăra iar și aici. Da? Fiindcă cumperi cu 50% reducere. Deci n-ai cum să nu cumperi aici. N-ai de ce să te lăcomești. Păi da, dar poate să ducă mai jos. Nu există. Tu ai cumpărat cu 50% reducere. Da? Și ce o să faci? O să încerci să duci prețul cât mai sus. Da? Fie 200, fie 400. Da? Încă o chestie. Vreau să înțelegeți că în analiză tehnică nimic nu este 100% sigur. Adică e ca și cum dacă noi intrăm într-o poziție aici și spunem că să ieșim la 400.000 și el să duce la 380.000, să zicem, păi da, dar eu aștept la 400. Deci nu e nimic 100%. Da? Gândiți-vă că certitudine 100% nu e și n-a fost niciodată. La fel și tiparele. Tiparele sunt făcute în mare. Nu sunt făcute să fie respectate la zecime sau la centimetri. Nu există. Sunt doar o idee încât noi să înțelegem în mare cum ar trebui să... ce ar trebui să facem, dar nu 100%, da? Ok? Țineți cont de chestia asta, da? Bun. Acum o să vedem. Fie mergem în zona asta, dar eu nu cred, fiindcă ar trebui să demonteze tot ce a creat în ultimii 10 ani. Adică fiecare suport, fiecare rezistență, fiecare nivel în parte, da? Cum a spus aici, a fost rezistență, a devenit suport, da? Pentru următorul bull bear market. Da, a fost rezistență, a devenit suport pentru următorul bear market. Ăsta, de aici e un bear market. Cum aici a fost un bear market, da, ăsta este un bear market. Asta este. Știu că pare ciudat, tocmai de asta eu spun că potențialul este de 10x de aici, fiindcă noi acum suntem un bear market. Da, e clar, suntem aici, suntem un bear market. Tocmai de asta și creat rezistența asta aici. Da? Două topuri la 60.000, două vârfuri, ca pe viitor să fie suport. Să fie suport și să nu mai depășească. Iarăși, o să mergem fix aici. Bun, o să vedem, o să trăim și o să vedem exact ce o să întâmple. Dar în mare parte, v-am spus mereu, încercați să nu fiți lacom și încercați să vă mulțumiți cu mai puțin. Bun, acum haideți să mergem la HBAR. Spuneam că din punctul meu de vedere este un proiect foarte puternic, foarte tare, cu potențial foarte mare. Și haideți să vă spun mai exact de ce. După cum vedem, haideți să vorbim despre supply. Maxim supply 50 de milioane, total supply 50 de milioane, în circulație sunt 19.578. Da? Bun, prețul este undeva la 19,98 cenți, aproape 20 de cenți. Market cap 3.980.000, volum 40 de milioane în ultimele 24 de ore. A fost listată undeva prin 2019, în septembrie 2019. A avut o scădere undeva până la 1 cent și o creștere undeva până la 50 de cenți. Bun, în momentul de față se vede clar cum s-a consolidat pentru ceva mult mai mare. Foarte mult volum s-a adunat aici. Bun, și acum haideți să vedem ce face proiectul ăsta, de ce cred eu că este foarte tare. Păi gândiți-vă că este un blockchain, în primul rând, da?
ceea ce înseamnă foarte mult. Blockchain, gândiți-vă, egal Ethereum. Deci, practic, o să facă ce face Ethereum. Da? Și partea foarte tare ce am găsit eu la ei pe site, da? Am găsit undeva o chestie, a treia generație de blockchain. Prima generație a fost Bitcoin-ul, a doua a fost Ethereum-ul și HBAR este a treia. Ceea ce înseamnă, da, foarte, deci comisiunile foarte mici, tranzacțiile foarte rapide, consumul foarte mic, da? Mă uitam la deținătorii, da, din spate sau proiectele din spate, mai nou au văzut și Ubisoft, LG, Google, foarte multe, da, Boeing, foarte multe firme în spatele acestui proiect, au foarte multe firme încredere în acest proiect. Mă uitam la CEO, da, Dr. Lehman Byard, foarte tare, adică co-fondator, un om de știință, ceea ce mi se pare foarte tare, da? Dar revenim la ce ne interesează pe noi. Deci exact cum spuneam, este un smart contract 2. Da? Lucrul ăsta, vedeți, 10x faster, the blockchain alternativ față de altele, carbon negativ și comisionul foarte mic. Bun, asta legat de proiect. Ce o să facă, vedeți aici, tot exact Web3, NFT, platform, Energy Post, DeFi, da? Smart Contract, Marketplace, da? Payment, algoritm, DAG, ceea ce mi se pare foarte tare, adică are un potențial pe termen lung foarte mare. Gândiți-vă la Solana, da? Gândiți-vă că are aceleași, practic face cam ce face și Solana, poate la un nivel mult mai mare, dar poate nu este atât de mediatizat, da? Gândiți-vă că este de luat în calcul. Da, asta vreau să vă spun. Puteți investi o sumă mică, o sumă, da? Bineînțeles, faceți-vă o analiză singuri. Ok, haideți să vedem acum pe... să-i facem o analiză, să vedem cum arată. Deci, după cum vă spuneam, când a fost listat pe septembrie, da? A avut o corecție, s-a dus undeva până la un cent, apoi s-a consolidat și s-a dus undeva până la 50 de cenți. A mai avut încă un spike până la 57. Bun, în momentul de față se vede clar cum iarăși exact a urcat, s-a consolidat, a urcat, s-a consolidat și așteptăm să vedem ce o să urmeze. Are potențial, da? Deci gândiți-vă că suntem exact la suport acum. Are potențial din punctul de vedere cel puțin de 3, 5, 6, 7x, da? În următorul bull market. Dar, haideți să ne uităm pe daily și o să observăm că suntem exact la suport. A ținut suportul o dată, de două, de trei, de patru, de foarte multe zile la rând. Da? Adică a testat, l-a testat de multe ori și l-a ținut. Se pare că are o rezistență, da? Un trend, ceva de genul, rezistență. Rezistență, 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 cu cât se apropie mai mult o să o rupă, da? Deci este un moment ideal de intrat în această monedă. Este exact la minim, da? Bineînțeles, aveți un stop loss, fiindcă orice este posibil. Dacă cade BTC-ul 40%, să vă țineți bine, da? Orice este posibil. Dar tot timpul de asta trebuie să folosim stop loss. De exemplu, și ideea de stop loss este ceva ce ne garantează. Bun, așteptați să rupă această, da, fie intrați acum și aveți stop loss, fie așteptați să rupă rezistența și după aia intrați. Da? Bun, cam atât legat de acest proiect. V-am spus, mie mi se pare foarte tare, încercați să vă faceți singuri o analiză și o părere. Da? Nu ascultați ce spun eu că la urmă fiecare și investește proprii lui bani. Bun. Vreau să vă mai arăt ceva legat de canalul de Discord. De ce spun lucrul ăsta? M-a întrebat cineva acum câteva zile de ce spun la toate trade-urile mele target 2%. Și după ceva timp, da,
persoana respectivă, când a rămas pe canal și a făcut trade-uri profitabile, a înțeles că de fapt 2% este o sumă foarte realizabilă. Și o sumă, dacă stai și te gândești 2% azi, 2% mâine, 2% poimine, credeți-mă că se adună foarte mult, foarte mult, da? Iar lucrul ăsta contează enorm, da? Deci contează enorm, da? Mai bine încerca să ciupiți câte un pic decât să vă lăcomiți, să ciupiți mai mult și de fapt la sfârșit de zi, exact cum spunea și persoana respectivă, de când te urmăresc și de când sunt pe canal, fac bani în fiecare zi. Înainte, într-adevăr, făceam câte 10%, îi vedeam, dar până la sfârșit de zi îi pierdeam pe toți. Mai chiar eram pe minus. Încercați să înțelegeți lucrul ăsta, încercați să nu vă lăcomiți, încercați să aveți un plan, încercați să aveți o strategie și nu vă lăcomiți. Da, încă o dată, lăcomia nu e bună. Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă urez weekend plăcut, baftă și Doamne ajută!